masculină de polo a clubului Steaua București se află în fața primului examen important din acest an. Joi și vineri, bazinul din complexul sportiv Ghencea găzduiește turneul final al Cupei României ediția 2020. Câștigătorii ai ultimelor trei ediții de Cupa României, poloiștii de la Steaua BA, au fost săptămâna trecută în cantonament în Turcia și sunt gata să își treacă în palmares un nou trofeu. Andrei, sunteți în fața primului obiectiv în acest sezon. Este Steaua pregătită să cucerească din nou Cupa României? Da, suntem pregătiți. Venim după un cantonament în Turcia, unde am susținut niște antrenamente cu campioana Turciei, Enka. Ne-a ajutat să ne pregătim pentru Cupa României, pentru că jumate din echipa a fost plecată la echipele naționale, România respectiv Grecia, iar acest cantonament ne-a ajutat să ne închegăm relațiile de joc. Steaua a câștigat ultimele trei trofee ale Cupei României. Putem spune că sunteți îndrăgostiți de Cupa României, mai ales că turneul final are loc de Sfântul Valentin. Da, suntem pregătiți, ne dorim să o câștigăm, să o recâștigăm și vom da tot ce vom putea ca să facem acest lucru. Chiar dacă vor evolua în propriul bazin, steliștii sunt conștienți că nu vor avea o misiune facilă în acest final de săptămână. Rivalii din Oradea vin la București extrem de montați și abia așteaptă să dea lovitura în Ghencea. Da, vrem tot timpul să rămânem, ca să spun așa, sus, să câștigăm ambele trofee puse în joc. Sperăm și ca și acest an să fie la fel, numai că rivalii de foarte mult timp, cei de la CSM Oradea, și ei tind să, ca să spun așa, să dea lovitura și să câștige un trofeu în acest sezon. Turneul final va avea loc în weekendul de Ziua Îndrăgostiților. Ce le transmiți suporterilor? Să vină aproape de voi? Noi așteptăm, bineînțeles. Ne-au ajutat foarte mult atunci când ne-a fost foarte greu, mai ales în primii 2 ani am avut suporteri, a fost o atmosferă extraordinară aici, a fost bazinul plin și mi-aduc aminte de o evoluție extraordinară a noastră în meciul 5 din finală cu toți suporterii în spate, când am reușit să efectiv să spulberăm echipa CSM Digi Oradea. Meciurile echipei de polo Steaua București-BA din cadrul Cupei României de joi și vineri de la ora 20 vor fi transmise în direct și în exclusivitate pe canalul de YouTube Steaua TV. Vă așteptăm în număr cât mai mare la meci.